Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la rubrica 5 minute de folclor. Tema zilei de astăzi este coborâtul oilor de la munte. Acest obicei marchează unul dintre cele mai importante momente ale calendarului pastoral și anume coborâtul oilor de la munte pentru iernat. În unele zone din țară, în special în localitatea Loman din județul Alba, se spune că sunt doi sfinți, prieteni buni, care dețin cheile naturii, și anume Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru. În tradiția populară, Sfântul Gheorghe este cel care deschide natura, înfrunzește codrul, trimite oile la munte și tocmește băcițele, iar Sfântul Dumitru este cel care închide natura, desfrunzește codrul și trimite oile la iernat. De Sfântul Gheorghe se bat câinii pentru că de-abia atunci încep să se cunoască, iar la Sfântul Dumitru se bat stăpânii pentru neînțelegerile legate de socotit sau de transhumanță. Transhumanța a făcut ca civilizația pastorală să fie privită drept civilizație nomadă, însă în cadrul ciobanilor români era vorba despre o deplasare ciclică și circulară. Atât reperele temporale, coborâtul și urcatul oilor la munte, cât și cele spațiale, satul și stâna, sunt statornice. Cu toate acestea, păstoritul transhumant a pus în mișcare imense turme de oi pe distanțe de sute de kilometri și a rânduit drumuri ale oilor și ale sării. Ciobănia, în mod tradițional, era considerată o profesie exclusiv masculină, austeră, cu norme stricte, perioade de adevărată sihăstrie, elemente culturale proprii, ritualuri specifice de inițiere și fortificare. Stânele care îngăduiau vizita femeilor impuneau reguli bine definite, interzicând de cele mai multe ori contactul acestora cu turma din cauza că erau considerate impure, cu influențe nefaste asupra oilor și păzitorilor lor. Au existat totuși dintotdeauna și cazuri de ciobănit familial la care luau parte și femeile, îndeosebi în mărginimea Sibiului și țara Oltului. În schimb, pe latura sudică a munților, ciobanii nu aveau voie să se întâlnească cu femei până la Sântilie, când avea loc sărbătoarea numită Mițuitul Mieilor, adică Tunsul Oilor. Tot atunci, tinerii ciobani coborau în sat ca să-și bage drăguțele în hora Sântiliei. Astfel, după 3 luni de stat la munte, unde și-au păstorit și propriile animale, bacii și băcițele ajung acasă, unde sunt primiți cu bucurie de familie și prieteni. După cum a fost tocmeala, adică înțelegerea, aceștia aduc cu ei anumite sâmbrii, brânză, unt, iar stăpânii de oi își văd ajunși acasă animalele de pe urma cărora s-au ales cu câștiguri importante în alimente sau bani. În localitatea Loman din județul Alba, coborâtul oilor de la munte este o sărbătoare foarte importantă la care participă întreaga comunitate și care începe cu slujba de sfințire a turmelor făcute de preoții din toate satele comunei. În cinstea acestei sărbători are loc o paradă de animale împreună cu bacii și băcițele călare sau pe jos, pe cântec de fluier și pe strigături specifice păstorilor. Apoi începe jocul cu învârtite și jiene specifice zonei Sibiului, care durează până noaptea târziu. Toți actanții primesc o masă cu bunătăți ciobănești, precum sloi de oaie, balmoș, miel la ceaun, virșli, unt, jântiță, țuică și brânză de toate felurile. Astfel pot spune că fiecare anotimp își are obiceiurile și tradițiile specifice legate de activitățile din lumea satelor românești, iar coborâtul oilor de la munte este cu siguranță un obicei important care se practică de sute de ani și la care participă întreaga obște a satului.